Floriana este la o sală de sport și aflăm ce înseamnă să dai primele probe pentru a intra în această poveste frumoasă cu chipiu și epoleți. Bună dimineața, Floriana! Bună dimineața, Dani, bună dimineața, Răzvan. Așa este, mă aflu la Cornu, într-o sală de sport, unde fetele susțin traseul aplicativ. Mai multe informații despre ce se întâmplă astăzi aici ne dă directorul școlii de agenți de poliție, Vasile Lascăr, domnul comisar șef Vasile Tache. Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit! Povestiți-ne ce se întâmplă astăzi aici și cât de pregătiți sunt candidații din această sesiune. Așa cum spunea și dumneavoastră, în perioada 10-20 ianuarie, Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina organizează concursul de admitere, sesiunea ianuarie 2019. Astăzi ne aflăm în cea de-a treia zi, care candidatele susțin proba sportivă. Am spus candidatele pentru că toți candidații care au fost înscriși sunt împărțiți în detașamente, detașamente de fete, respectiv băieți. Am început cu fetele. Repet, astăzi este cea de-a treia zi de concurs. Cât de pregătite sunt fetele până în acest moment? Unele sunt pregătite, altele mai puțin pregătite. Așa se face că după două zile de probe, 50% au reușit să promoveze, mergând mai departe spre proba scrisă, care va avea loc pe data de 20 ianuarie. Jumătate urmează să se pregătească pentru o nouă sesiune de admitere. În ce costă acest traseu aplicativ? Traseul aplicativ conține 11 elemente, 11 elemente care sunt descrise foarte bine în ordinul MAI 144 din 2017, 11 elemente care pot fi trecute destul de ușor dacă candidații se pregătesc foarte bine. Câți candidați ați avut pentru această sesiune? Am început cu 9.000 de candidați care au depus cereri la inspectoratele județene de poliție, dar pe parcurs, având în vedere că s-au susținut mai multe probe, proba psihologică, proba medicală, în momentul în care am declanșat pe data de 10 înscrierile, respectiv 10 și 11, au fost 5.600 de candidați. Bineînțeles că din cei 5.600 de candidați, unii vor fi declarați inapți sau vor fi declarați nepromovați în urma examenelor sportive. În cât timp trebuie făcut acest traseu? Examenul trebuie parcurs într-un timp de 2 minute 25 de secunde, bineînțeles dacă nu sunt penalități pe anumite elemente. Din cele 11 elemente, unele cuprind și penalități, astfel încât dacă candidatul nu execută bine, sau corect mai bine zis, va fi penalizat cu 3 secunde. De ce sunt atrași tinerii de această meserie? Da, mulțumesc de întrebare și vreau să vă spun că în ultima perioadă de timp, așa cum observați și din cifre, sunt foarte mulți tineri care vin spre meseria de polițist, spre această uniformă albastră. Sunt atrași pentru că au în primul rând stabilitate, au o poziție socială în comunitate, dacă știu, bineînțeles, să-și o mențină foarte bună, au un salariu bun în condițiile actuale și cred că și acest spirit justițiar pentru unii de a aplica legea, de a face dreptate, etc. Vedem și foarte multe fete care vin spre această meserie. Da, în ultima perioadă de timp, numărul de fete a fost din ce în ce mai mare. Pe noi ne bucură pentru că, având în vedere probele care sunt aceleași acum și pentru fete și pentru băieți, ele își doresc acest lucru și dacă sunt pregătite și se pregătesc continuu, pot face față acestor greutăți, că este o meserie frumoasă, dar știm cu toții că destul de grea. Mulțumesc mult de tot pentru informații. O să vorbesc imediat și cu două dintre candidate. Bună! Spune-mi, te rog, câți ani ai, de unde ești și de ce te-ai gândit să te faci polițist și ai dat această probă? Bună ziua, în primul rând, am 23 de ani, sunt din Caracal. Mă pregătesc de ceva timp pentru admiterea la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr. Fiind primul an când reușesc să trec de proba sportivă, dar de această dată am tratat cu mult mai multă seriozitate acest traseu și drept dovadă am și reușit să trec. De câte ori ai dat până acum? De vreo 8 ori. Niciodată n-am reușit să trec nici viteza, nici rezistența. Iar cum a zis și domn director, ne oferă stabilitate această funcție, fiind atras și de culoarea albastră, în primul rând de haină, și de ce nu să reușim să fim bine văzuți în societate. Ce timp ai scos? 2 și 17 și am luat 3 secunde penalizare la capră.
Mersi mult de tot. Pentru tine o sigură întrebare, te rog. Spune-mi, te rog, cum te numești și a câta oară dai și cât ce timp ai sport? Mă numesc Fărlana Alice Roxana, am 28 de ani, este a doua oară când parcurg acest traseu. De data aceasta m-am pregătit foarte bine. Este un traseu foarte ușor pentru cei care se pregătesc cât de cât. Deci, încurajări pentru toată lumea. Mersi mult de tot. Răzvan Dani, atât deocamdată de aici. Mulțumim, Floricica, o singură întrebare am și eu. Cum te cheamă, câți ani ai, de câte ori ai dat și câte puncte ai făcut? Bravo, 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 Floriana. Da. Complimente fetelor care și-au dat duhul astăzi. Cred că din cauza camerei s-au mai emoționat, a fost colega evident, ce era să ia un popic în... Dar, na, e, o să vă întrebați de ce trebuie condiție fizică să fii polițist. Păi mai alergi și tu pe cineva? Sunt tot mai multe fete și pe șosea. Bă, mai rele decât fetele cu chip. Ați fost vreodată oprit de sau măcar dojeniți din privire? Bă, într-o intersecție delicată, când mai încerci să te baci, polițistul bărbat, mai ales ăia motocicliști, dau din bărbie și zic: dar treci odată că nu te-am văzut, să nu-ți mai văd fața. Femeia se uită pe sub chipiul ăla, zici că e mama și n-ai mâncat-o din farfurie. Este...